Bogdan Ghiță, trainerul laboratorului digital inteligent, ne-a spus într-un interviu cât de încântați sunt copiii de cursurile de robotică, de creioanele și filamentele pentru desen în spațiul 3D, dar și de călătoriile virtuale cu ochelarii VR. Bine ați venit în laboratorul nostru inteligent. Îi spunem așa pentru că aici noi avem parte de experiențe noi, ne distrăm, creăm și cel mai important lucru pe care, după părerea mea, este acela că punem foarte mult accent pe practică. În prezent desfășurăm cursul de inițiere în grafică, cât și în robotică. Cursul se desfășoară pe o perioadă de 6 săptămâni. Momentan suntem în cea de-a treia săptămână și pot spune că elevii sunt foarte încântați de noua abordare pe care o au cu Biblioteca Județeană. Este dotat cu 6 imprimante 3D, cu 30 de creioane 3D, 2 scanere, 30 de laptopuri și nu în ultimul rând ochelarii VR cu care elevii pot explora virtual lumea. Unde putem călători? Spre exemplu, în Africa, New York, putem învăța elemente de biologie transpuse în mediul virtual. De exemplu, profesorii pot veni să-și desfășoare orele de curs aici, de exemplu, oră de biologie, de istorie. Da, în prima fază am lansat o sesiune de înscriere, de prezentare a laboratorului, ca apoi, împreună cu dânsii, să facem o sesiune de rezervare a laboratorului, oricând aceștia doresc. Copiii, cum se pot înscrie? Există o vârstă limită sau... Considerăm că cealaltă categorie, sub 10 ani, ar fi prea mică pentru a fi inițiați în astfel de cursuri. Pe viitor avem de gând, în funcție de cererea comunității, să desfășurăm cursuri, spre exemplu, inițierea copiilor pe calculator. Cursurile ce preț au? Cursurile, așa cum bine știți, ale bibliotecii sunt întotdeauna gratuite. Echipamentele performante din Smart Lab le stimulează creativitatea și le dezvoltă competențele digitale copiilor. Amplasat în sediul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu Călăraș, copiii vor beneficia în mod gratuit de facilitățile oferite de Smart Lab. Cum ai aflat despre Smart Lab? Mama mea m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să mă înscriu la niște cursuri de printare 3D și mi s-a părut foarte interesant opțiunea aceasta și o oportunitate nouă de a învăța lucruri noi. Așa că așa am aflat. Crezi că te va ajuta în viitor astfel de tehnologie? Da, cred că da. Foarte tare, pentru că când mă fac mare mi-aș dori să devin arhitect și consider că asta mă va ajuta. Cum ai aflat de Smart Lab? Am aflat de la mama când a trimis o postare de pe Facebook. M-am uitat și eu prin ea și am văzut. Eram interesat. Și îți place? Da, am văzut multe chestii despre printare 3D și grafică. Ce anume îți place cel mai mult? Cel mai mult îmi place atunci când printăm ceva la imprimantele 3D. Poți să-mi dai un exemplu ce anume ați lucrat până acum? Am lucrat niște brelocuri pe care le-am printat la imprimantă. La imprimantă durează mult să se printeze. De exemplu, brelocurile acestea durează 30 de minute. Ce ți-ai dorit tu să te faci când o să fii mare? Mi-aș dori să devin un IT-ist. A câta oară este când vii la Smart Lab? A patra oară. Și ce-ți place aici cel mai mult? Îmi place când ne dă de lucru lucruri din imaginația noastră, cum ar fi să facem un peisaj numai din 3D. Despre ochelarii VR, ce poți să-mi spui? L-am folosit în noaptea bibliotecii și mi s-au părut drăguți, dar era să dărâm chestii pe aici când le foloseam. Adică chiar te-ai simțit, a fost real ce ai văzut? A părut real. A câta oară este combinat? A treia oară sau a patra. Ce-ți place ție cel mai mult aici? Când creăm obiecte la imprimantă. Până acum nu am făcut multe lucruri. Am făcut niște brelocuri. Le-am făcut pe o aplicație, am pus un scris ce am dorit noi și le-am printat. A durat mult. Nu. Dar rezultatul cum a fost? A fost frumos, da. Și ce ai simțit când ai văzut că ai creat așa ceva? M-am simțit într-un fel ciudat, pentru că nu credeam că pot să fiu așa de bună să fac acest lucru.